Continuăm cu textul de care aminteam. În primul rând, închinarea necesită timp. Fie închinarea adevărată, fie ceva fals. Și noi putem să ne verificăm ai cui închinător suntem în funcție de timpul pe care îl petrecem în închinare. Vă citesc din cartea Exod, capitolul 20, unde este scris că Dumnezeu a lăsat o poruncă referitoare la timpul de închinare. Versetul 10. Dar ziua a șapte este ziua de odihnă, atenție, închinată Domnului Dumnezeului tău. Și n-a fost singura zi închinată. Erau sărbători care trebuiau să țină o săptămână. Era și un an închinat Domnului. Și Dumnezeu a ținut întotdeauna mult la timpul de închinare. Știți că dacă evreii n-au vrut să păstreze un an de închinare și de odihnă pentru pământ, Dumnezeu i-a scos din țară și i-a ținut deportați exact cât timp ar fi trebuit să rezerve închinării. Dacă ar fi să completați un test mai amănunțit, ar trebui doar să spuneți cât timp petrec la televizor, la computer, pe Facebook, să vizionez ceva. Timpul te dovedește cui închinător ești. Degeaba pui titlul. Dovedește eu cu timpul. Vă dau aici ca exemplu pe Daniel, despre care scrie în cartea sa, capitolul 6, versetul 10, când a aflat că s-a iscălit porunca, trebuia o lună de zile să ia pauză la închinarea adevărată. A acceptat asta? A intrat în odaia de sus, unde ușile erau, unde ferestrele au deschise spre Ierusalim, și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Cum s-a încercat să se... Și în final, prin forță, și aici este o altă dovadă pentru ceea ce v-am spus până aici, să se dovedească al cui închinător ești. Cui îi oferi timpul? Îi vorbea cuiva Domnul prin Duhul Sfânt. Dăm timpul petrecut în fața ecranului. Și acum s-au mulțit ecranele. Este ecran din ăsta micus, nu? Telefon, ecran mai mare de tabletă, ecran mai mare de televizor, sau o plasmă din aia, de computer sau și mai mare. Spuneți-mi, vă rog, la altarul acesta, apropo de ecran, nu se adună oamenii să stea? E timp, nu? Eu repet ce spuneam aseară, că n-am spus toți. Dacă trebuie să folosim internetul și să avem nevoie de o informație, sau să... Acum trăim într-o epocă digitală, se fac comenzi, comerț, așa mai departe. Nu despre asta e vorba. Că spune Pavel în Corinteni 5, ar însemna să ieșim din lume, nu poți să te descurci fără tehnologie. E vorba de timpul pasionant pe care îl petreci. Îți place? Mai cu vreo 20 de ani în urmă, atunci nu erau computere, nu erau televizoare la credincioși. Și o familie își cumpărase televizor, am discutat cu ei, erau prima familie din adunare, într-o anumită adunare, nu m-au ascultat și îmi zice unul dintre copiilor, că uneori copiii sunt foarte sinceri: frate, nu mai încerca. În familia noastră, sportul este o pasiune. La tata îi place boxul, mie fotbalul și la mama patinajul. Zice, uneori chiar ne certăm pe ce canal sau ce emisiune să urmărim. Vedeți? Seducția. Ce-ți place? Și dacă îți place, guști. Numai că timpul te dovedește cui te închini. Aveți timp pentru cititul Bibliei? Poate vă spune cineva, frate, nu-i vreme, lumea e foarte aglomerată. Dar nu știu cum se face, că tehnologia ar fi trebuit să ne simplifice timpul. Un frate bătrân îi spunea la autoturism, mașină de fugit. Deci odată fugi de colo-colo. Da, avem și roboți de bucătărie, mașină de spălat vase, de spălat haine. Și timpul unde-i? Cât dura până spălai hainele cu mâna? Poate în surorile mai în vârstă au spălat haine așa, la mână. Unde e timpul acum? Tehnologia ni l-a dat și tot tehnologia ni l-a furat. Și timpul dovedește cui te închini. Ce-ți place?
Ei, cum spuneam aseară, poate că încă n-am prins gustul la cele sfinte. Unii cred că este habotnicie să nu urmărești un film, să nu vezi un meci, dacă e unul tare, nu? Dragul meu, stai și gândește-te. Ce poți să vezi? Ce este plăcut acolo? Îi spuneam la un adolescent care urmărea filme cu bătăi din astea asiatice. Că acum e o febră așa printre adolescenți, printre tineri, sporturi din astea, arte marțiale. Zic, măi băiete, tu vrei să dai la unul o lovitură așa sau vrei să capeți una? Zice, niciuna. Zice, atunci, pentru ce? Deci asta mă încântă. Că diavolul, nu știu cum se face, dar zici că ne-a luat analize la toți, să vadă ce ne place. Și vine și ne oferă exact ce ți-ai dori. Observați că și închinarea falsă cere timp, nu? Tot e cu timp. Noi în biserică organizăm, îi spunem, zi plină. Așa, la două, trei luni, când avem noi câte o cauză înaintea Domnului și stăm în biserică de la 9 dimineața până seara la 7. Unii când au zis, cum adică, 10 ore în închinare? Zic, dacă cel mai ușor e să postești la adunare. Ai gusturi să te deranjeze, nu-ți mirosul pe acolo, nu te ispitești, nu te poftești nimic cu ceva, nici măcar cu un par de apă. Acum, dacă cineva nu poate, se duce și bea sau mănâncă, sau cine are copii mici, nu, dar nu cuie mușa la adunare, nu? Dar unii după ce au prins gustul ăsta, zic, da, asta e plăcut, acum a trecut timpul așa repede. Vedeți, uneori pe șantier am fi stare să stăm 10 ore, nu? Dacă îi lasa pe niște tineri undeva într-un concediu să recreze, nu ni se pare mult 10 ore. Și uneori, la timpul sfânt, ni se pare mult. Cum adică? Atâta? Nu e vorba de silă, e vorba de plăcere. Să prinzi gustul unui timp binecuvântat. Amin? Amin. Venea fanfara de la Turda, era încă vremea comunistă, cu trenul fusese la o mormântare la Galați. Și pe drum intră în vorbă cu un om și le spune, te plictisești și în rai. Ce să faci numai să te închini lui Dumnezeu și-i slujești? Și au vorbit pe tren, au cântat și la un moment dat unul anunță, pregătiți-vă că urmează Apahida și apoi Clujul. Ăsta zice, nu se poate. N-ai fost atent. Ba da, omule, uite-te la ceas, că e ora când se ajungă trenul. Dar cum a trecut așa repede? Și unul din fanfare zice, vezi? Când intri în atmosfera sfântă, pierzi noțiunea de timp. Că la ce-ți place, se scurge repede vremea. La ce nu-ți place, apoi ți se pare că are ceasul prea multe rotițe și prea mult durează până se învârtesc. Să ne cercetăm așadar în funcție de timpul pe care îl petrecem. Și să știți că Dumnezeu nu ne ia de la somn, nu ne ia de la muncă, se pune problema doar timpul liber, timpul de pasiune. Acesta trebuie să ne cercetăm cui îl dăm. Și scrie în Maleahii capitolul 3, cuvânt care l-am amintit întreagăta de neaur, versetul 16. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea. Ce înseamnă asta? Adică mereu au avut timp pentru Domnul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta. Ascultat și s-a făcut un proces verbal. Și o carte de aducere a mintei a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Să vă dea bunul Dumnezeu harul acesta. Amin. Faceți timp acasă, dimineața, când vă întoarceți, în vreo pauză, găsiți dumneavoastră timp pentru asta. Repet, nu trebuie să tăiați de la somn, nici de la muncă, să nu spuneți că am venit să vă trudesc. Nu. Eu vreau doar să vă fericesc prin asta. Pentru că timpul petrecut, de exemplu, cercetând Biblia. Ce ziceți? Ce timp poate fi mai frumos? Cercetând Biblia sau ascultând niște știri detaliate la televizor? După ce ascult știrile și te stresezi, te frământi și te apucă ura, știu eu, pe o câștigat, la politică, la sport. Dar când citești în Biblie, îți dai seama cum lucrează Dumnezeu, ce ne așteaptă împărăția care vine, te înviorezi. Când îți întorci privirile spre El, scrie în Psalmul 34, te luminezi de bucurie. Să vă dea bunul Dumnezeu harul acesta.
practicați asta în familie, dragii mei. Să aveți un timp de închinare. E foarte important. Am mers într-o familie la Cluj. Urma să plecăm a doua zi, mai departe. Apartament. Și când am văzut, așa dintr-o privire, am numărat vreo 15 pe acolo. M-am gândit, pe noi unde ne mai culcă? Zice, stai liniștit, parcă știa ce gândesc, că nu-s toți de la apartamentul acesta. Familia asta avea peste 10 copii și au zis, ne-am adunat că mâine e binecuvântarea la un nepoțel și vom cânta împreună. Și apoi a adăugat spunându-mi, noi de altfel avem o zi pe săptămână în care se adună toți și care îți plecați de acasă. E seara noastră de părtășie. Frumos! Să-ți rezervi timp cu familia pentru părtășii sfinte. Și Domnul este prezent acolo. Mi-amintesc când ne-am căsătorit cu soția, am stat undeva pe chirie, că numai al șaselea copil s-a născut în casa noastră, ceilalți cinci pe chirie. Ne rugam împreună, cântam. Și acum avem pe mașină cartea de cântări cu noi. Cântăm, avem Biblia înregistrată. Apoi, după ce au venit copiii, am încercat să-i creștem în regimul acesta cu timp de închinare. Mi-amintesc că citeam câte un capitol, și începând cu cel mai mic, noi am avut o fetiță, 7 băieți, trebuia să spună câte o idee. Cei mai mari la urmă, că nu cumva să ia ideile ușoare și ăștia mi să nu mai aibă ce să spun. M-a întrebat cineva odată, ce frate, tu cum îți faci predicile? La care eu mai în glumă, mai în serios zic, citesc un capitol din Biblie, am 7 băieți, îi pun pe toți să spună câte o idee și eu numai le scriu. Și gata, predic. Mi-amintesc că uneori era așa plăcut acel timp de închinare. Puneau băieții niște întrebări, să vă dau numai un exemplu. Citeam din cartea Exod. Știți cum Moise și-a aruncat toiagul, s-a prefăcut în șarpe, au procedat la fel și vrăjitorii Egiptului, șerpilor au fost înghițiți de șarpele lui Moise, Moise apucă șarpele de coadă și revine toiagul. Și un băiat zice, tata, puțin! După ce din șarpe lui Moise a revenit iarăși toiag, la ceilalți nu mai dat bătile înapoi. Mă zic, asta nu știu. Dar am observat ce imaginație aveau și cum li se forma minte. Unul dintre băieți care e predicator, l-am auzit într-o predică spunând, așa ne plăcea cum ne povestea mama, încât abia am apucat să învăț, să citesc, să aflu mai mult. Asta e foarte important. Dumnezeu să vă dea harul unor părtășii sfinte în familie. Amin. Și când sunteți plecați, găsiți timp, asta vă dovedește închinarea. Că de 3 ori pe zi, cum vreți, organizați-vă cum puteți, dar nu uitați. Noi în cer avem de-a face cu închinare zi și noapte. Noi nu putem că trebuie să mai dormim. Noi nu putem zi și noapte că mai avem treabă. Dar măcat când suntem liberi, nu? Păi ne pregătim și noi de orar din ăsta, full time, nu? Oricum ne pregătim. Doamne, e prea mult cât cer. Păi noi mergem la total, la închinarea aceea slăvită în cer. Slăbit să fie Domnul. Una a doua idee în ce privește închinarea. Închinarea trebuie făcută cu bunurile noastre materiale. Pentru că există un principiu enunțat de Domnul Iisus Hristos, Matei capitolul 6, versetul 21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și închinare fără bani nu există. Când Dumnezeu a poruncit să se construiască un cort, vă citesc din cartea Exod, capitolul 35, n-a pus impozit, taxă fixă, scrie aici, de la versetul 22, au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă și-au adus. Ce aveau? Fiecare a adus prin osul de aur pe care îl închinase Domnului. În Levitic 27 scrie că unul și-a închinat casa, altul și-a închinat ogorul, noi ne putem închina mașina. Scrie în Deuteronom 16, să nu vii cu mâinile goale înaintea Domnului. Dacă vreți să știți cui vă închinați, numărați-vă banii și vedeți cui și pentru ce i-ați dat. Închinarea falsă nu cere bani? Cere. Cineva s-a pocăit și a spus, dar pocăiții ăștia cer bani, auzi, trebuie să dai bani. Și a spus, nu trebuie să dai bani. Cum nu? Zic, ia, dă-mi tu socoteala, eu sunt contabil. Și spune-mi tu, cât ai cheltuit până acum? Țigări, băutură, distracții? Ia fă repede totalul.
De la biserică ți-or ceru mai mult? Nu, mai puțin, vezi? Tu nu trebuie să iei dintre-a tău. Numai din închinarea care acum a fost orientată spre diavolul, spre lume, spre păcat, exact aceiași bani îi dai din coace, nu mai ai alt cont. Dar e cont din ăsta care nu se devalorizează, e valută cerească. Știi să te închini Domnului așa? Sau există și închinători zgârciți, nu? Știți că scrie că unul a primit 5 talanți, altul 2, altul 1 și cel cu 1 l-a îngropat. Sau, și în altă pildă, în pământ sau în ștergar. Știți cum îl numește stăpânul când vine? De ce îl numește și viclean? De ce îi zice, nu mă aleneși? De ce îi zice viclean? Că n-o dormit el, o meșterit el pentru altcineva între timp. Asta este problema. Cine, spunea Domnul Iisus, cine n-adună cu mine, risipește. Obișnuiți să vă închinați cu ceea ce aveți? Sau vă dați banii pe ceva care nu satură, nu hrănește pe plăceri păcătoase? Faceți-vi socoteală. Poate este cineva foarte lacom, este și asta o închinare la idol? Să spună, nu, eu nu, eu sunt ascet, nu fumez, nu beau, nu stric pe nimic, eu nu mă capitalizez. Păi e aceeași chestiune. Coloseni 3 cu 5. Este și asta o închinare la idol. Eu nu mi-am pus în plan să vă iau banii. Vă spun numai unde să-i dați, bine. Este atâta nevoie, misiune în Africa, în alte părți, lucrarea Domnului. Știți când era Caritasul la Cluj, care sunteți mai cu ceva ani, știți? Oamenii l-au crezut pe Stoica. Dă de 8 ori. Și-a dat săracul la primii. Dumnezeu a spus prin Domnul Iisus că dă de 100 de ori. Dar cine îl crede? Cei care știu cum să investească, banul tău te dovedește cui te închini. Pentru ce ești gata să dăruiești. Nu de silă, zice în 2 Corinteni 9, pe cel ce dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu, adică îi vede inima. Am citat aseară din 1 Cronici 29 despre David, nu numai că a dăruit pentru templu, cantități industriale. Arama nu putea fi cântărit. 100.000 de talanți de argint. Zice, mai mult, în dragostea mea pentru Dumnezeul meu, dau. Și au fost mereu în Vechiul Testament și numai în Noul Testament întâlnim astfel de situații de dăruire. Spune Scriptura 2 Corinteni 8 despre cei din Macedonia, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie. Ce combinație, nu? Au dat naștere la un belșug de ajutoare. Adică Pavel când a ajutat, a adunat ajutoare pentru cei din Ierusalim, pe ăștia din Macedonia vroia să-i cruți, că erau sărași lipiți pământului. Mai au zis, te rog să nu ne ocolești. Prinde-ne și pe noi. Și scrie în Filipeni 4 că se gândeau ei la așa ceva, dar le lipsea? Auzi, să fie oameni fără bani care să-și dorească să dea și să fie oameni cu bani care să nu dorească să dea. Știți până unde merge a dărui ceea ce ai? Până la ceea scrie în Luca 12. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Dar eu cred că nu suntem chiar în situația asta să vindem ce avem. Mai dă Domnul câte o citație la câte unul, că la tânăr bogatul. Nu te vinde repede ca să-ți muți comoara. Unde-i comoara? Acolo este și inima. Oameni lumești zgârciți sunt, dar oameni neprihăniți zgârciți nu sunt. Psalmul 112. El este darnic, dă celor lipsiți, capul se înalță cu slavă, neprihănirea lui ține în veci. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Spunea filozoful ateist francez Voltaire, când e vorba de bani, toți oamenii au aceeași religie. Hai să-l contrazicem. Așa o fi observat el. Dar adevărați închinători pun altfel problema. Pentru că, repet și închei ideea asta, nu vreau să vă sperii cu bani. Cineva că spunea că dacă vrei să împrăști o mulțime de oameni, trebuie să anunți că se face colectă. Și se cară fiecare. Dacă vom dărui
Domnului cu bucurie, astea toate se notează. Amin. Și verificați-vă cui și cu ce inimă dați. Se spune că o soră încurcat, știți că bagnota de 100 de dolari seamănă cu aia de un dolar. Și s-a încurcat săracul, să dea un dolar și a dat 100. Și la urmă s-a dus la cei ce adunau și a spus, vă rog să-mi dați 99 de dolari înapoi. Dacă găsiți acolo, de 100. Și unul mai îndrăzneț îi zice, soră, fii liniștită că Dumnezeu tot numai un dolar ți-a pontat. Pentru că depinde cu ce inimă dai. Ne-a spus odată, vreau să le spunem ceva și la copilași ăștia. O mamă a zis la un băiețel, uite aici ai 2 lei. Unul pentru Domnul și unul pentru înghețat. Și copilașul fugind a scăpat o monedă și s-a dus printre pietre, drum pavat. Și când se întoarce înapoi, întreabă mama, ai dat banul la colectă? Că era cu înghețata în mână. Zice, nu, că banul pentru Domnul s-a dus printre pietre. Dar scria pe el care pentru Domnul și care pentru înghețată? Nu pe bani scrie, aici scrie. Pe bani știți ce scrie? Cui te închini? Să ne dea Dumnezeu harul unei închinări cu timp și cu daruri. În al treilea rând. Închinarea este reprezentată și printr-o atitudine exterioară vizibilă. Pentru că putem să fim induși în eroare, să credem că închinarea e doar în duc și în adevăr. Cineva spunea, obișnuia să se roage doar stând așa înșezut, încă cu picioarele puțin mai sus, să ajute circulația sângelui. Și ne-am întrebat ce face? Mă închin. Închinare în duh și în adevăr. Închinarea adevărată are de-a face și cu poziția trupului nostru și cu felul în care îl îmbrăcăm. Să vă citesc asta. Despre regele Solomon, în cartea întâia împăraților, de exemplu, este scris în capitolul... Da, cred că mai pe rar citim în Cronici. 2 Cronici, capitolul 6. Vă citesc de la versetul 12. Solomon s-a așezat înainte altarului Domnului, în fața întregii adunări lui Israel și a întins mâinile. Că Solomon făcuse o treaptă de aramă pe care o pusese în mijlocul curții, 5 coți tridimensională, a așezut pe ea, s-a așezat în genunchi în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer. Închinarea necesită îngenunchiere. Și văd că aici iară trebuie să vă dau o notă bună că v-ați plecat pe genunchi. Eu de regulă mă plec pe genunchi sau poate să aici că am stat jos, am ceva probleme, am varicii la un picior. Dar am fost prin adunări unde au cam scos rugăciunea de pe genunchi. Cam în picioare. Mai de mult, dragii mei, și la masă oamenii se rugau înainte de a mânca în genunchi. Împăratul în fața întregii națiuni, în epoca lui glorioasă, în genunchi cu mâinile în sus. Când genunchierea este un simbol vizibil al închinării, iar mâinile ridicate arată cui ne adresăm noi, Tatălui nostru care este în cer. Vă dau ca exemplu pe un alt împărat, cartea a doua cronicilor, capitolul 29, vă citesc de la versetul 28. Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și asta face parte din închinare. Au sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea de tot și când au isprăvit de-a dus arderea de tot, împăratul și cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Ce? N-am fost acolo că le făceam o poză. Să vezi pe împărat și tot alaiul regesc în genunchi. Dacă am citit că și cei din cer se închină, de ce n-am face-o și noi? Se aruncă cu fața la pământ, frașilor, și aruncă cununile în fața celui ce e viu în vecii vecilor. De aceea primiți mesajul, cum vă citesc din Psalmul 95, pentru că asta înseamnă închinare, de la versetul 6. Veniți să ne închinăm și să ne zmerim. Și asta ce înseamnă? Să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, că și El este Dumnezeul nostru. Îmi place imaginea Noul Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 21. Pavel s-a dus pe la frați și scrie aici de la versetul 5, când s-au împlinit zilele, am plecat, ne-am văzut de drum
și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat în aer liber. Pe mal și ne-am rugat. Că așa este binevenit. Avem drept să ne închinăm și în picioare. Ne putem ruga, putem adormi cu duc de rugăciune și sub pătură. Nu? Asta e problema. Dar să folosim când se poate închinarea în forma aceasta. Scrie în 1 Împărați 19 că cei ce se închinau la bal și-au plecat și ei genunchi, da? Și l-au sărutat. Observați că și închinarea falsă are imagini exterioare. De ce, de exemplu, în România, în perioada regimului lui Antonescu, lepădarea de credință era să se rute crucea? De ce nu le-a spus să rămână doar la rostirea unor cuvinte, nu? În antichitate trebuia să presare puțină tămâie la zei. Deci contează aspectele exterioare, poziția trupului, anumite gesturi care le facem. Nu vă obișnuiți cu crucea. Obișnuiți-vă cu o închinare adevărat. Nu treceți cu vederea spunând, nu contează. Nu, în porunca a doua spunea să nu-ți faci și să nu te închini. Apoi trec la aspectul îmbrăcăminții. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9. Stimate surori, iată ce scrie aici. Vreau de asemenea ca femeile să se roage. Și dacă ar fi punct, nu contează cum. Nu? Îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu plătituri de păr, nu cu aur, nu cu haine scumpe. Da. Contează și asta? Va să zic că contează, că despre cei din cer am citit, cum își acopereau fața, trupul, cum se închinau, toate astea contează. Contează și la dumneavoastră sau nu contează? La Dumnezeu contează. S-a dus cineva la rugăciune, era o soră oarbă. Și unul era așa, cum a venit de pe terenul din sport, în pantalon scurs, cu un maieu. Și a zis, Domnul, uite acolo este un tânăr și închinarea lui de astăzi a fost trecută ca jertfa unui câine. Nu i-a primit. Pentru că este foarte important cum ne închinăm. Asta la adunare, acasă, scrie în 2 cu 8, în orice loc. Să vă dea Dumnezeu harul unei poziții corecte și a unei îmbrăcăminți adecvate, care să facă cinste lui Dumnezeu. Când a fost vorba de preoți care intrau în Sfânta Sfintilor și noi intrăm cu toții, avem acces liber. Li s-a cerut să fie acoperiți până la glez, ne scrie în Exod. Li s-a cerut cum trebuie să se îmbrace, pentru că toate astea contează? Contează. Numai că dați-mi voie să vă spun că dacă pe acasă vă închinați oricum, dacă la repetiții veniți oricum, până la urmă o să veniți și la slujba pe săptămână oricum și ultima redută care pică e slujba de duminică. Până la urmă și la asta venim oricum, așa, câte puțin. Noi să ne închinăm cu respect înaintea lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Dacă a spus amin și la asta, înseamnă că și asta e clar, nu? Și așa va fi. Că asta înseamnă amin. Ce ziceți dumneavoastră? Amin înseamnă ceva de sfârșit sau ceva de început? Îi și, știi? Vrea să spună că sunt de acord cu ce a spus până aici și de acum am apuc de făcut asta. Asta înseamnă amin. Am înțeles și voi face. Și asta place Domnului. Și un ultim aspect. Este imaginea interioară. Omul ascuns al inimii. Iată ce vă citesc din Evrei, capitolul 12, de la versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție și nu se poate clătina, adică lucrurile pe care noi vorbim, pe care le așteptăm, sunt sigure, stabile, să ne arătăm mulțumitori, foarte importantă atitudinea interioară de mulțumire. Am citit în Romani 1 că cei ce nu i-au mulțumit lui Dumnezeu s-au depărtat de El. Să nu ne închinăm ca niște mofturoși. Adică, Doamne, îți mulțumesc, dar eu de fapt sunt nemulțumit că mai voiam ceva. Chiar nu ne-a dat Dumnezeu cele necesare? Știți câtă valoare are mulțumirea înaintea lui Dumnezeu? Extraordinar! Cei din cer laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce este, pentru ceea ce face. Avem și noi motive să-L binecuvântăm?
Pentru un răsărit de soare, mulțumim lui Dumnezeu. Pentru funcțiile din trupul nostru, mulțumim lui Dumnezeu. Unii cred că n-au motive de închinare. Da, de unde? Ființa noastră, universul acesta, sunt complexități. De exemplu, te uiți la orbita Pământului, 890 de milioane de kilometri. Și câte ture dă pentru noi, nu? Fiecare an se mai întoarce odată, să ne aducă încă o primăvară. Și toate sunt la locul lor. Puzderea de stele, organismul nostru. A întrebat într-o zi un băiat pe tata lui, și da, sângele meu ce face toată ziua? Sângele nostru are multă treabă. În trupul nostru sunt celule mai mult decât oameni pe glob. Și la toate celulele duce mâncare și apoi face și curățenie. Are treabă sângele. Are celule albe care patrulează și dacă de cumva undeva ne-am tăiat, se dă alarma. Se prezintă la fața locului, echipajele de intervenții și se dă comandă la centrală să fabrice alte celule albe. Să fie destule. Și astea de unde comandă? De la unul care ne-a creat. Și se dă în Psalmul 39, Doamne, asta mare știință. E mai presus de puterile mele și ce te laud că sunt o făptură așa de minunată. Dar noi funcționează 1100 de funcții. Organismul nostru e complex. Mintea noastră procesează peste 1000 de operații pe minut. Are cineva vreun computer așa deștept? Noi lăudăm un avion, Dumnezeu a făcut păsări. Avioane ne mai pică, păsările nu pică. Pe Dumnezeu nu lăudăm pentru cât i-a făcut, pentru ființa noastră. Dacă unul are un telefon, un computer, băi, a făcut ceva. Închinarea noastră trebuie să fie cu mulțumire, atitudinea interioară contează extraordinar. Să lăudăm pe Dumnezeu, că ne-a dat mai multe decât le știm noi povestii. Scrie în continuare aici, și asta vreau să accentuez în final, să rămâneți cu asta așa. O închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. În ultima vreme asistăm la o închinare foarte distrată, fără frică, ca și cum Dumnezeu ar fi un fel de gentleman cu care noi povestim, așa, noi îi mai dăm câte una, el ne mai dă câte două, așa, știi, leger, veselie, voie bună, zâmbet. Și frica unde? Înaintea lui Dumnezeu, duhurile cad în leșit. Când a văzut Daniel niște soli din cer, căzut la pământ. Nu l-a lăsat acolo, cum se întâmplă la carismatici, l-a așezat, măcar pe genunchi. Dar tot o tremurat. Nu și-au revenit câteva zile. Păstrăm noi această frică în închinare? Dumnezeu este un foc mistuitor. Deci nu ne putem permite oricum, El ne iubește. Dar frica de Domnul este începutul înțelepciunii, comoara Sionului. Deci când ne închinăm, să nu vorbim cu Dumnezeu, cum spuneam așa, mofturoși, că nu ne-a dat, Doamne, îți mulțumim de ce ai lucrat. Slăvim numele și puterea Ta. Îndură-te de noi, proslăvește-te, lucrează, noi suntem robii Tăi. Că scriem proverbe că un rob răsfățat din tinerețe ar vrea să crește fiu. Cu Dumnezeu nu vorbim așa, cum zicem noi, la pertu. Și în cer, ființele acelea de rang înalt se închină și îl slăvesc. Nu se spune, a, eu îl cunosc pe Dumnezeu. A, mai e o pauză. Nu. Respectul pentru Dumnezeu. Asta e foarte important. Asta e dovada că suntem închinători adevărați. Cine privește ușurat lucrurile sfinte, asta e seducția demonică. A, ce-o problemă. Nu merge. Asta se vede și în închinare. Ce frumos să vezi o astfel de cercetare. Povestea un frate despre o adunare unde era așa o cercetare, o prezență a Duhului Dumnezeu, erau așa vreo 6-7 fete pe primul rând, când venea ungerea, umplerea Duhului Sfânt, toate săltau de la dușumea cam 30 cm. Și cântau aceeași cântare în alte limbi, parcă ar fi făcut repetiții ca la cor. Dar într-o astfel de adunare trebuie să domnească frica de Domnul. Acolo cine păcătuiește, nu se apropie. Pentru că Dumnezeu, în primul rând, este Sfânt. Amin. Nu se strigă în cer, dragoste, dragoste, dragoste este Domnul, nu? Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și când și-au permis doi fii al lui Aron să se prezinte așa oricum, că, a, ce asta, nicio problemă.
s-au fript. Nu i-a omorât Dumnezeu pe toți, dar a făcut-o din când în când ca oamenii să-și dea seama în fața cui stau. Așa că, dragii mei, când stăm în fața lui Dumnezeu, să știm că nu avem de-a face doar cu un comandant oarecare, cu stăpânul Universului. Și va rămâne stăpân pentru vecii vecilor. Este același. Să recapitulăm, ne oprim aici. Cum recunoaștem o închinare adevărată și respectiv una falsă? După timpul afectat. După darurile care le dăm, pentru ce ne consumăm. După atitudinea, vestimentația și poziția exterioară. Și mai mult, după atitudinea interioară. De frică sfântă, de dorință de sfințire. De aceea când se prezintă un om înaintea lui Dumnezeu și păcătos, în primul rând, se gândește la păcatul lui. Vrea să fie eliberat. Îl pătrund de sfințenia lui Dumnezeu. Și îi place mediul acesta sacru, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Și închei cu un pasaj din Apocalipsa 19. Nu, într-un minut vă mai spun ceva, că era să-mi scape și asta e foarte important. Primul înger a chemat la închinarea adevărată, al treilea a emis pedeapsa împotriva închinării false și spuneți-mi, vă rog, asta e temă pentru acasă. De ce cel din mijloc a anunțat că a căzut Babilonul? Ce are a face asta cu închinarea? V-am spus că trecerea de la închinarea adevărată la cea falsă se face prin seducție. Și ăsta e rolul Babilonului. Hai că v-am ajutat la tema pentru acasă. Dar citiți. Ce rol are Babilonul la capitolul închinării? Ce înseamnă Babilon și cum oamenii sunt amăgiți? Și Apocalipsa 19, aici scrie de patru ori aleluia. Să înseamnă, Doamne, te lăudăm. Știți ce e aici în Apocalipsa 19? E vremea aceea când au rămas în închinare numai închinători adevărați. Ne-aș dori să ne numărăm printre ei. Scrie aici, versetul 1, a venit mântuirea, a lui Dumnezeu este cinstea, slava, apare un al doilea aleluia, versetul 3, fumul se suie în sus, închinătorii ceilalți nu mai sunt, sunt deja în foc, în fum, cei 24 de bătrâni s-au închinat și au spus amin, aleluia, și apoi mai apare încă un aleluia, știți ce? Toate ființele din tot universul s-au adunat la închinare. În fața tronului din cer este o mare de sticlă. Acolo e loc pentru închinătorii adevărați. Pentru că acum ne închinăm de la distanță. Dar vine vremea când într-o zi ne vom apropia și noi de tron. Unde sunt acceptați toți închinătorii adevărați. Lângă cele patru făpturi vii, lângă 24 de bătrâni, lângă miliarde de îngeri, e loc și pentru noi. Să practicăm o închinare adevărată. Să fim acceptați pe podiumul din cer și să ne închinăm mai de aproape lui Dumnezeu. Și asta pentru vecii vecilor. Amin.